și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nebune și toate câte le-ai strâns, cui vor rămâne? Iată întrebarea esențială pusă de Mântuitorul pentru toate timpurile și pentru toate locurile și pentru toți oamenii de pe fața Pământului, că cine nu se îmbogățește în Dumnezeu, sărăcește. Bogații au flămânzit și au sărăcit, iar cei ce îl caută pe Domnul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Deci iată mesajul Evangheliei de astăzi, iată învățătura pe scurt, sau dacă ați ascultat Apostolul cu luarea minte, predica v-a și fost ținută. Faptul ce l-a îndemnat pe Mântuitorul să ajungă la această pericopă evanghelică a fost că tocmai înainte de a o rosti sau de a o da ca o pildă sau ca un cuvânt de folos, doi frați se certau între ei de la o moștenire, lucru știut astăzi pe toată suprafața Pământului, oriunde găsești lucruri de genul acesta. La care Mântuitorul este admonestat și spune, zice, Învățătorule, roagă pe fratele meu să împartă moștenirea cu mine. Și Mântuitorul îi spune, eu nu sunt pus stăpân peste moștenirea fratelui tău. Și nu sunt venit în lumea aceasta să împart materia. Atunci iarăși Mântuitorul le spune, feriți-vă de bogăție, că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și noi știm mulți care, având comori, au uitat pe adevăratul Dumnezeu și și-au făcut dumnezeii personali. Mântuitorul, care este a toate știutor, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, împăratul timpului și a tuturor veacurilor, s-a uitat, cum spune Domnul, asta profetul în psalm, Domnul s-a uitat și au văzut că tot omul este mincinos și cum 1000 de ani la el sunt ca ziua de ieri, așa că dacă sunt 7000 de ani de atunci, or fi ca 7 zile de ieri, deci ca săptămâna trecută, și a văzut că nu peste mult timp oamenii vor deraia rațional de la adevărata credință și de la adevăratul Dumnezeu și își vor lega inima de materie și de lucrurile trecătoare și atunci le-a amintit un lucru foarte important. Bogații vor intra cu nevoie în împărăția lui Dumnezeu și cei ce adună comori pe care le mănâncă furii și moliile nu câștigă nimic, ci comara trebuie adunată în ceruri. De unde și proverbul românesc, cine dă lui își dă și cine pe sărac ajută lui Dumnezeu împrumută. A rostit această evanghelie sau această pericopă tocmai de a face o radiografie sau o sistematizare a timpului de astăzi ca să arate oglinda Occidentului și să arate oglinda capitalismului în lumea noastră creștină. Deci sunt două lucruri exact inverse cu realitatea și inverse cu adevărul. Niciodată lumina nu se amestecă cu întunericul, iar capitalismul cu creștinismul mână-mână nu pot merge. De ce spun lucrul ăsta? Spun lucrul ăsta pentru că țările creștine au la fundamentul lor spiritual și moral mila, ajutorarea, dreptatea, sprijinul aproapelui, bunăcuvința, ospitalitatea, bunătatea, veselia. Deci au lucruri care le califică și, cum spune Mântuitorul, iubindu-vă între voi, cunoașteți că sunteți ucenicii mei, iar capitalismul și avariția și lăcomia și acea adunătură de comori grămadă una peste alta, fie în cecuri, fie în conturi, fie în case de bani, fie în averi sau în moșii sau în casteluri sau în ape sau în vapoare sau în magazine, sunt tocmai lucruri care vatămă sufletul omenesc și creștinesc și sunt în inversă învățătură cu Evanghelia Mântuitorului. Acum ceea ce trebuie desprins nu înseamnă că e vorba de o revoltă socială, ci este vorba de o revoltă morală din partea Mântuitorului. Adică nu îl deranjează că omul are, îl deranjează că uită ce să facă cu ele când le are. Deci începe să le îngrămădească, începe să le adune, începe să le încuie și le încuie în pământ, că din pământ au fost ieșite. Și le încuie în case, pentru că spre case au fost trimise. Și le încuie din nou sub pecetea zgârcenii când Dumnezeu le-a dat cu binecuvântare. Și așa spune și Evanghelia de astăzi, și așa de frumos începe, zice, unui om bogat i-a rodit țarina. Pentru Dumnezeu țarina înseamnă mai multe lucruri. Țarina înseamnă și pământul din care ne hrănim, țarina înseamnă și lumea din care ne hrănim, dar cel mai important lucru cred că este vorba de bogatul universal, adică oricare bogat, pentru că mai avem și pilda bogaților milostivi.
Deci cum au fost Avram și Iov și mulți alți bogați ai Vechiului Testament, care au știut să-și însușească și cele sufletești și cele pământești. Și la baza temeliei creștine stă marea filozofia lui Alexandru Macedon, care, luând pilda lui Iov, a spus: gol am ieșit din pântece și gol mă voi duce. Nu i-au făcut nici cripte de aur, nici haine de smaralde, de bison sau de porfiră, ci l-au pus într-un sicriu de piatră cu mâinile goale și în haine simple, ca să vadă lumea că gol a venit în lume și gol pleacă din lume. Și goi plecăm fiecare. Acolo unde cifru și seifu și lăcatul și gratia sunt stăpâni, în clipa când vine moartea, ele rămân neputincioase, iar cel care le-a stăpânit să uită la ele din lumea de dincolo ca spre ceva mincinos. Și știți pilda cu cel care a găsit la masă doar o bucată de castravete dată de nevastă. Nu repetăm pilde să tragem de timp. În clipa când s-a văzut cu atâtea bogății, și să vorbim, să trecem la țarină, să trecem la partea agriculturii, să zicem că într-adevăr țarina i-o fi dat roade, după cum spune Evanghelia, că avea și hambare. Și a pus întrebarea, nu banală, ci esențială a fiecărui om. Ce am să fac cu atâtea? Ce pot să fac cu ele? Unul vinde, unul mai dă de pomană, unul dă împrumut, unul dă în arendă, dă cu chirie, dă cu camătă, face ceva cu ele. Acesta n-a ales niciuna din metode, ci a ales metoda cea mai esențială. Am să măresc hambarele. Deci este primul lucru. Solomon, casă peste casă vei construi, țarină lângă țarină vei adăuga și nimic nu vei moșteni. Deci el și-a ales tocmai inversul. Binecuvântate să fie brațele care m-au hrănit și m-au crescut. Dar Pavel, Apostolul și Petru spune, zice, blestemat cel ce se încrede brațelor sale. Iată că a și trecut la fapte, depozitându-le toate și punându-le acolo unde le este locul, a trecut peste firea rațională, a uitat că este om, a uitat că are suflet, a uitat că are cuvânt, a uitat că stă în el chipul și asemănarea lui Dumnezeu și a trecut la partea cealaltă materială și s-a privatizat. Și-a însușit toate ale lui și i-a spus sufletului ceea ce urma. De acum, suflete, odihnește-te. Dar undeva în Scriptură spune, zice, și mai departe fericit Augustin într-o scriere a lui în Confesiuni spune și el, neliniștit este sufletul meu până nu va afla credința în Dumnezeu. Deci, a umblat fericit Augustin la toate religiile și la toate credințele și până n-a descoperit Dumnezeu cel adevărat, nu s-a liniștit. Ei, acest om și-a dorit tocmai invers liniștea pe care el credea că nu o va mai pierde niciodată. Deci, liniște care se dobândise pe trândăvie, nepăsare și uitare, cum am spus și data trecută. Liniște care a încețoșat mintea. Liniște care a stupat urechea. Liniște care a închis ochii, liniște care a amuțit gura și când le spun, le iau pe rând. A stupat urechile. Poate mulți se văitau la poarta lui și cereau de mâncare, cum făcea Lazar. N-avea urechi ca să-i audă. Poate mulți veneau să ia cu împrumut sau pentru un timp mai scurt și apoi să dea înapoi. Și avem mărturie în viețile Sfinților, când Sfântul Erar Spiridon, venind la el un sărac, a spus, zice, mor copiii de foame și bogatul ține grâul în jâtniță și nu-l dă. Așteaptă să se scumpească. Și atunci a zis Sfântul Spiridon, du-te că vei primi. Iar săracul în mintea lui a zis, zice, mi-a spus așa ca să mă mângâie. Dar de unde? Ce să-mi ia mie bogatul? Și pornindu-se de la Episcopia Trimitundei, a venit o ploaie mare și a risipit toate jitnițele cu grâu și grâu a luat calea uliților, purtat de ape. Și acum bogatul, văzând atâta pagubă, spunea, zice, luați, luați din belșug, că zice, e păcat ca să se strice. E păcat să se strice, că de acum era la ușa săracilor adus de Dumnezeu. Dar nu era păcat că se strica, fiindcă trebuia vândut cu preț bun. Sau altă dată Sfântul Erar Nicolae, care apărea pe mare și spunea corăbilor ce plecau în alte direcții cu grâne și spunea, mergeți în Mira Lichei că este foamete și veți găsi, zice, preț bun, uite aveți înainte cont. Și le dădea bani Sfântul Erar Nicolae și ei duceau grâul în Mira Lichei și îl luau săracii.
Deci iată câte metode, deci iată cum s-a astupat urechea acestui om care era plin de toate. De ce n-auzeau ochi, de ce n-auzeau urechile lui? Știm, de ce nu vedeau ochii lui? Să spunem popor că cel flămând este cu pâinea în gând, dar să spune că și cel sătul nu crede pe cel flămând. Deci iată de data aceasta gura care se săturase de toate și își câștigase o odihnă trecătoare a mai îndrăznit să spună și o blasfemie împotriva Duhului Sfânt. Suflete mănâncă, sufletul nu mănâncă. Sfinții părinți, Isichie, Isaac Siru, Ioan Scăraru și toți părinții filocalici arată, sufletul se hrănește cu rugăciune, trupul se hrănește cu mâncare, mintea se hrănește cu citire, săracul se hrănește cu milostenie și Dumnezeu se hrănește cu milostivire. Deci când mila ajunge la tronul lui Dumnezeu, milostivirea lui Dumnezeu se revarsă din belșug asupra noastră. El n-a înțeles acest lucru. Și mai departe, mai mult decât atâta, bea suflete. Sufletul bea și el la rândul său, dar nu bea din apa trecătoare a vieții pământești sau din băuturile amețitoare, ci bea din apa odihnei. Spune în psaltirea prorocului David, precum aleargă cerbul la izvoarele apelor, care o citiți acasă, ați găsit scris, așa aleargă sufletul meu la tine, Doamne, sau însetat este sufletul meu de tine, Doamne. Deci trebuie să alergăm ca cerbul la izvoarele apelor duhovnicești. O rugăciune, o meditație, un paraclis, o catismă, o rugăciune de seară, o rugăciune de dimineață. Într-o țară civilizată și într-o lume cultivată în secolul 20, când apeși pe buton și vorbești de la un capăt al lumii la altul doar într-o secundă, încă sunt oameni care se culcă mai rău decât animalele. Deci nici animalul la culcare scurmă cu piciorul, dar sătulul nu scurmă nici măcar cu mintea în gând să zică, Doamne, miluiește-mă sau iartă-mă că mă culc mai rău decât dovitoacele. Deci ăsta rămâne adevărul mut în care sufletul bea și să-mi bată de desfătările pământești și trecătoare. Mănâncă suflete, iarăși îi spune, mâncarea sufletului este rugăciunea. Ce i-a dat să mănânce? I-a dat să mănânce grâne, i-a dat să mănânce aur, i-a dat să mănânce bani. Și când i-a dat să le mănânce pe acestea, ce a realizat? A realizat un singur lucru. Grijă, tulburare de minte, spaimă de cei din jur, ură de vecini, ură de aproapele, fugă de prieteni. De ce? Că sufletul mănâncă și se hrănește cu bogății de șarte. Să nu mă vadă pe unii într-un casă. Să nu mă vadă când descui cu cheia, să vadă ce formă are sau ce cifru are cheia în zâmțurile ei. Să nu mă vadă de unde învârt butonul de alarmă. Să nu mă vadă pe unde intru în magazin. Să nu mă vadă pe unde ies din magazin. Deci sufletul se hrănește cu aceste potlogării pământești, adică cu aceste griji în care el aleargă ca un hămesit tot timpul și crede că este urmărit. El stă și urmărește. Mai stă și detectivul particular, mai stă și polițaiul plătit și toți cei din jur și urmăresc și filmează și speculează și interoghează. De părere de te-ai legat la un șiret la pantofi te întreabă, dar de ce ai zăbovit în dreptul casei acestea? Ce ai văzut? Nimic, mă legam la șiret, nu se poate, gândești ceva rău. Deci iată cu ce se hămisește sufletul cel care mănâncă din trupul bogatului. Deci un animal rațional care și-a pierdut măsura sufletească și Sfântul Vasile cel Mare îi numește hoț și tâlhar spiritual, iar Grigore de Nazian, strădător ai vieții și Ioan Gură de Aur, îi numește, zice, mitarnicii. Deci mitarnici în sensul că și-au pierdut, zice, cinstea și-au mâncat viața săracilor. Întotdeauna un suflet flămând și hămesit de avere și de bani și de nesăturare nu face altceva decât să facă un circuit închis. Deci nu se gândește la ceva de viitor, nu se gândește la ceva pentru ziua de mâine, ci se gândește la tot ce poate să fie al său și dacă mai rămâne ceva puțin și aceea trebuie acaparat. Ori această experiență a nesăturării, a surzirii și a muțeniei sufletului omenesc o întâlnim în zilele noastre la ceea ce a trimis apusul în țările creștine, la ceea ce a trimis Occidentul în țările române. Ai să vezi întotdeauna un patron nemilos,
nemilostiv. Ai să vezi întotdeauna oameni mari și funcții mari, nesătui de bani și de avere. Ai să vezi întotdeauna oameni care nu se mai satură, deși au cât le trebuie, și râvnesc la acea 100 sau 20 sau 30 de mii, care se mai poate lua din mâna săracului sub un simplu pretext. Ți-a ieșit o lipsă, zice. Ai avut câteva ore, zice, nepontate. Ai avut câteva pâini luate, zice, de acolo și ți le-am scris, zice. Sau știi că te-am ajutat în cutare zi, te-am dus cu mașina. Sau știi, ți-am dat voie să vorbești la telefon. Deci calculează și cele mai mici amănunte și le socot ca o sărăcie a lor și le socot ca un neajuns și neîmplinit, crezând că și cu acel puțin, dacă adaugă, încă se mai îmbogățesc. Ori aceasta este adevărata pierzare de suflet și sufletul bea, mănâncă și se veselește. Dar se veselește în focul veșnic. Paralela bogatului de astăzi se izbește foarte bine cu acelui din iad. Cel din iad, văzându-se în iad, a devenit un mare propovăduitor și admirator al Evangheliei lui Hristos. Mai am 5 frați. Primite, Doamne, pe pământ să le vestească să n-ajungă ca mine. Avram, împumetat și plin de putere duhovnicească, îi spune, au pe Moise și proroci. Nu s-a mulțumit cu atât. Și a spus, zice, dacă nu vei trimite să învie cineva din morți, nu vor crede. Și Avram le confirmă și dacă învie din morți, nu crede. Și ca drept dovadă că învie din morți și nu crede, se văd minuni suficiente în ziua de astăzi la masa bogaților și la masa săracilor. Dar ei nu le consideră minuni, ci le iau drept anonime sau le consideră simple coincidențe. Deci, domeniul duhovnicescului sau a spiritualului a dispărut ce a rămas rațiunea care spune. A fost o simplă coincidență. Ce dacă am pierdut sau ce dacă am câștigat sau ce dacă s-a întâmplat. Mai mult decât atât, bogăția îl desparte pe om de Dumnezeu prin 3 etape. Întâi, uitarea de Dumnezeu, apoi nepăsarea față de porunca lui Dumnezeu și la urmă trândăvia. Omul sătul și plin de toate nu mai are poftă nici de rugăciune, nici de viață, nici de muncă, ci așa cum se spune în popor, duc un trai șmecher, trăiesc și se îmbogățesc pe căi murdare. Și acest lucru nu este nevoie ca să-l amintim în biserică, ci îl citiți numai uitându-vă la ziare, uitându-vă la presă, uitându-vă la tot ce poate da televizorul sau radio și acolo vedeți toată imaginea murdară a lumii în care oameni care se fac că respectă drepturile omului sau care se fac că respectă pe cei săraci și care se fac că respectă pe cei amărâți, se respectă de fapt pe ei însăși. Zice, nu ne ajunge, ne mai trebuie, zice, va trebui să le indexăm. Și ție îți dă 20.000 și lui își pune 2 milioane. Ție îți dă 80.000 și el își pune 8 milioane. Ție îți dă 100.000 și lui își pune un miliard, dacă vrei să o iei așa. Deci ei fac pe cât se poate îmbunătățirea socială prin drepturile omului, prin drepturile eului, prin drepturile lui. Și se spune că trăim într-o societate dezvoltată. S-a dezvoltat societatea din punct de vedere al rațiunii și din punct de vedere al materiei, dar nu s-a dezvoltat deloc din punct de vedere moral. Din punct de vedere moral, Mântuitorul cerea așa, întrucât ați dat celor mai mici, mie mi-ați dat. Întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Întrucât am fost flământ și m-ați hrănit, gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați cercetat, însetat și m-ați adăpat, plata n-o poți pierde. La care ei spun, unde te-am întâlnit gol și flământ și însetat și bolnav? Și Mântuitorul le aduce veșnic aminte, întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Deci iată întâlnirea cu Dumnezeu, dar la o scară duhovnicească unde nu mai este întoarcere, nu mai este pocăință, nu mai este iertare și nu mai este îndreptare. Între voi și noi e o prăpastie adâncă. Vremea ai avut să-ți cheltuiești aurul și argintul și prin milostenii să-ți câștigi sufletul tău. Acum vei merge să dai socoteală de cele ce ai lucrat în viață. Mai mult decât atât, bogăția întristează față de Dumnezeu. Și o să vedeți și lucrul ăsta. Venind un tânăr la Hristos, după ce a vrut să-l și măgulească, dar și credincios, i-a zis, bunule învățător, poate dacă îi spunea numai învățătorule, n-avea aceeași gravitate fapta lui, dar i-a și spus bun, deci i-a dat acel calificativ, i-a pus acel
ca să spunem, acel complement în fața Mântuitorului, ești și bun învățător. Deci nu ești un învățător rău sau de doi lei. Zice, învață-mă tu pe mine ce să fac să moștenesc viața de veci. Iar când i-a vorbit de viața de veci, s-a întristat, pentru că viața de veci însemna două etape. Întâi însemna păzirea poruncilor. Și ce înseamnă să păzești o poruncă? Să n-o calci. Dar mai mult decât să n-o calci, că e ușor de învățat 10 fraze din Decalog. E ușor de învățat 10 porunci de milostenie. Este ușor de învățat o rugăciune. Este ușor de citit o rugăciune de dimineață sau de seară sau de stat duminica în biserică. E foarte ușor. Dar partea teoretică a devenit pentru tânăr un prilej de mândrie. Toate le-am făcut din tinerețe. Ei, dacă le-ai făcut din tinerețe, să mergem în urcușul cel duhovnicesc și să trecem la etapa a doua. De acum lasă toate și vino după mine. La cuvântul lasă toate și vino după mine, Mântuitorul nu i-a cerut neapărat să-și lase averea sau să-și lase tot ce avea și să nu se mai gândească la altceva decât la urmare. Probabil o fi vrut să-l aleagă apostol. Nimeni nu știe lucrul acesta. Probabil o fi vrut să dea prin el o pildă de desăvârșire, dar mai sigur Mântuitorul știa că omul lipit cu inima de bani și de averi mai greu se lipește de biserică și de Dumnezeu decât cel sărac. Pentru că biserica e tot a săracilor. Deci împărăția lui Dumnezeu e tot a săracilor. Și curvari veți găsi în ea și desfrânați, și bețivi, și fumători, dar care s-au pocăit. De ce? Pentru că ei o vor lua înainte, pentru că se silesc și se pocăiesc. Și Mântuitorul a spus într-o evanghelie frumos la Ioan, cui s-a iertat mult, mult și iubește. Cui s-a iertat puțin, puțin iubește. Și lucrul acesta se dovedește astăzi foarte clar în acele familii care în momentul când ajung în discuția cu preotul sau cu duhovnicul, nu au, să spunem, abateri prea grave din punct de vedere moral. Dar le lipsesc tocmai calitățile. Adică ce se întâmplă? Sunt un aluat bun, dar nemodelat. Sunt oameni din care s-ar putea câștiga din punct de vedere spiritual pe partea lor, dar nu vor să o facă. Sănătoși, au tot ce le trebuie, le rămâne timp și de rugăciune, le rămâne timp și de biserică, dar foarte frumos sufletul hrănit cu materie strigă de acolo. Nu prea avem timp. Dacă vreți, mai lăsăm un ban în plus, dar nu avem timp să venim la biserică. Dacă aveți nevoie de ceva, spuneți că noi vă aducem totul. Nu trebuie să-mi aduci nimic. Du-ți ție! De ce te doare pe tine de bârna ochiului meu și nu-ți vezi paiul tău? Hai să o luăm și așa, să o întoarcem invers. Deci de ce să-mi aduci mie ce-mi trebuie când de fapt ție-ți trebuie? De ce să-mi dai tu mie un lucru trecător care nu-mi folosește și tu de fapt vrei să fugi și să te lipsești tocmai de ceea ce nu ai și-ți trebuie? Și atunci îi spun, zice, părinte, zice, o să trecem noi, poate mai rar, o să mai ținem legătura, uite, lăsăm un pomelnic, aveți aici așa 100.000, ca și cum ai dacă taci mai din mult. Și în clipa aceea nu-l mai vezi la biserică. Dar de ce nu-l mai vezi la biserică? În ideea că s-a hrănit sufletește. Pentru el datoria și-a făcut-o. Dar față de cine și-a făcut fariseul datoria? Față de vameșul nenorocit. Față de omul amărit. Față de omul necăjit. Ca ăla vine și întinde 500 de lei și tremură mâna pentru că sunt munciți. Tremură mâna pentru că atâta e alocația sau pensia sau salariul. Și l-a întins până acolo ca să ajungă. Dar bogatul i-a aruncat din prisos. Ați văzut la jocurile de bani. Ați văzut la jocurile de noroc. La jocurile de poker. Mă uitam chiar într-o zi în oraș la panoramele alea de mașini unde bagi bani și te joci pe butoane. Mașini electronice. Câtă prostie și neînțelepciune omenească. Oricui nu-i vine în cap. Sau cine n-are atâta minte? Ai văzut și pisica cât e de proastă, dacă îi pui clopoțel, nu mai fuge după șoarece, că știe că nu-l poate prinde, că s-aude zgomotul și fuge. Dar omul i-a pus dracul clopoțelul la ureche și el tot nu vede că e tras pe sfoară. Se duce acolo și bagă bani cu bani și bani cu bani și pierde și nimic nu câștigă și nici nu se înțelepțește. Stau acolo, iar cei care le-au cumpărat, acele mașinării ale diavolului, numai deșartă traistele cu bani și proștii vin și le umplu din nou.
Păi cum poți să gândești că poate fi o minte înțeleaptă și un suflet care arde după Dumnezeu sau dorește de Dumnezeu, să e și creștin sau se și împărtășește sau să și roagă când el își pierde vremea cu lucruri de șară? Păi mai bine îi dai la un sărac, mai bine iei o banană și o mănânci, mai bine cumperi o pâine și o duci acasă, mai bine iei un bilet de tramvai și faci o plimbare să mai vezi ce s-a schimbat prin Iași. Dar nu-i bagi aiurea la întâmplare. La fel și la jocurile de noroc. Pierzi sau câștigi sau nu ți iese, dar ești mare, tu ai fost acolo în prim rang. Deci iată cum râde Dumnezeu și se duc banii strângătorului în mâna risipitorului. Deci iată cum ajunge Dumnezeu să întoarcă hambarele și să le dărâme cu fundul în sus. Și aceste hambare, știți când se dărâmă? Când omul uită definitiv de Dumnezeu. Și uită definitiv. Când tânărul bogat și-a auzit glasul Mântuitorului ce a spus, vindeți toate și vino după mine, s-a întors întristat. Ei, ori această tristețe când i-a venit în suflet, nu i-a venit la întâmplare. Venind la preot și spunându-i că trebuie să postească, a spus, sunt bolnav. Dacă a văzut că figura nu-i ține cu boala, a spus, părinte, facem servici din greu și n-avem cum. A văzut că nu ține nici așa, a încercat și pe altă parte. Lasă că mai găsim noi altă parte, mergem. Dar ce neapărat așa prea exigent. Deci, în felul acesta se întâmplă și în societate. Ăla s-a întors întristat că trebuia să vândă, poate, din virtuțile pe care le avea, poate din faptele bune care trebuia să le împărtășească, sau să se lepe de cel puțin de egoism, sau putea Mântuitorul să procedeze mult mai ușor, în clipa când spunea, da, Doamne, toate le dau și vin după Tine, să-i spună, păstrează-le și împarte-le săracilor, și în clipa aceea nu se întâmpla altceva decât legenda creștină a lui Toma, care în India i-a făcut palată împăratului. Își făcea deja, încă de pe pământ, palată în cer. Deci n-avea de pierdut nimic. Dar se pare că acest tânăr care s-a întors întristat, după ce a recoltat totul și a pus la hambar, a zis, bea mănâncă și te veselește suflete, că ai de toate. Dar Dumnezeu, care nu uită și nu pierde de omul, a venit și a sunat cu glas de clopot. Nebune! Cuvântul nebun în Sfânta Scriptură înseamnă om fără frică de Dumnezeu sau om lipsit de rațiune. Nebun, adică nu-i bun. Puterea de a nu fi bun. Iar bun înseamnă a fi bun. Ei, în două locuri în Sfânta Scriptură și în Psalmii lui David spune acest lucru. Zis acel nebun în inima sa când păcătuiește, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui. Deci omul când greșește nu-l mai vede pe Dumnezeu. V-am spus, totul devine întâmplare, totul devine coincidență, totul devine o eroare a vieții sau o decepție. În altă parte, iarăși spune, zice, ca nebunii, iarăși Solomon, în pilde, zice, adună cei ce se ostenesc neștiind că aurul și argintul își pierd valoarea, iar sufletul arde în focul veșnic. Deci iată încă o măsură în care omul își pierde valoarea minții, nebunia față de avere. Și dacă am fost atenți în toată Sfânta Scriptură, Dumnezeu n-a condamnat ziua de mâine. A spus într-adevăr, nu vă grijiți ce veți mânca și ce veți bea. Dar n-a spus nicăieri, vai de cel ce și-a oprit bani pentru mâine, sau vai de cel ce și-a făcut casă pentru fiu, sau vai de cel ce și-a cumpărat o haină pentru bătrânețe. Nici de cum nu le-a condamnat. Ci a condamnat măsura nestingherită a minții bolnave. Mărește hambarul. Sigur că dacă la început ai un dulap cu haine, trebuie să-l faci și pe al doilea. Sigur că dacă la început ai o ladă cu bani, trebuie să o umpli și pe a treilea. Sigur că la început, având un milion, trebuie să pui 10 lângă el. Și mai mult decât atât, era, și știți pilda de la Scarov, moldovană. Un mare împărat ca al Persiei, care la curtea lui ținea și pe un mare filozof. Și simțindu-se slăbit, a chemat imediat pe filozof și știa că acesta nu minte niciodată. Zice, Sisine, spune tu mie cât voi mai trăi, că mă simt slăbit. Împărate, zice, ca să nu te mindă în voie, zice, să mă uit bine la tine. Și punându-i mâna la puls și văzându-l că e slăbit, a spus, cred că n-ai să prinzi mâine dimineață la ora 6. Ce cum spui asta? Zice, nu iubești pe împăratul? Cum să scape asemenea vorbă din gură? Și a zice, împărate, ăsta e adevărul, zice, nu pot să te mint. Bagă-l în temniță, i-a spus celui de lângă el. Și cheamă vracii și doctorii.
Și a început să spună, zice, ce va fi cu mine? Împărate, ai să mai trăiești un an, îți dau 2 lăzi de bani. Nu mai spunem ce va fi cu mine. Împărate, ai să trăiești 10 ani. Nu s-a mulțumit, a spus, zice, îți dau 30 de lăzi de bani, spune-mi ce-i cu mine. Zice, împărate, ai să trăiești încă 20 de ani. Și a venit un alt doctor și când a văzut că dă bani în raport de cum spune mai mult, a spus, zice, împărate, 30 de ani ai să trăiești. Și a spus, zice, ție îți voi da 70 de lăzi de bani. Și când a auzit ce a spus al treilea, împăratul a dat poruncă să-l cheme pe Sisine și i-a spus, zice, Sisine, zice, mare încredere am eu în tine, zice, dacă tu îmi făgăduiești că trăiesc acești 30 de ani pe care mi-a spus vraciu, zice, eu îți dau ție 100 de lăzi de bani. Știa că totuși ăștia nu vor spune adevărul. El avea încredere în filozoful lui de veșnicie de la curte. Și filozoful i-a spus, poți să-mi dai tot aurul lumii, nu vei trăi mai mult de ora 6 mâine dimineață. Și într-adevăr, a doua zi dimineața, în clipa când trebuia ca să-i ia capul acestui filozof care era atât de conștient și de concret în ce gândea și ce spunea, împăratul se ducea cu suita prin curte și tocmai căuta să vadă că era în jur de 6 și el nu pățise nimic. Și căuta pe gâdie ca să-i dea în acea clipă sentința, să dea sentința să fie omorât filozoful. Și în timp ce era scos filozoful spre tăiere, iată că aude deodată din gura împăratului, zice, vezi, Sisine, zice, s-a făcut ora 6 și eu n-am mai murit, ești mincinos și vei fi decapitat. Și el a spus, împărate, zice, nu-i mult, zice, de ieri până mâine, e mult de la mână până la gură. Și în clipa când a spus această vorbă, împăratul a și simțit șocul la inimă și a și căzut jos mort. Deci iată ce se întâmplă. Moartea nu ține cont de funcții. Nu ține cont că ești ministru, că ești președinte sau că ești inginer sau că ești doctor. Moartea ține cont de legile firești și atunci când trebuie să vină, te găsește oriunde ai fi. Un alt, să spunem, un fel de sultan, un fel de boieraș turc, care mult se temea de moarte, cum petrecea dimineața prin grădinile lui, la un moment dat a văzut moartea. Și a întrebat-o, zice, dar ce face aici? Să plimba moartea printre trandafiri, cu coasa, cu scheletul ei la osos, neputincios, nu are grăsime, că ea umblă mult și slăbește. Și am venit ca să te iau, poruncă de sus. Nu se poate, zice, fă ce vrei, totuși am venit ca să te iau. Și în acea clipă s-a și îmbrăcat frumos călărește și s-a suit pe armăsarul lui și a luat-o la Meca să se închine, crezând că Allahul lui va lungi viața. Dar în poarta intrării în moschee aștepta moartea și i-a și turnat paharul în gură, printre care, înainte de a-și da sufletul, îi spune, mirată rămân de judecățile celui preanalt, că știam că am poruncă să te iau, zice, de la Meca, dar mă miram ce mai cauți în grădină la ora asta, când trebuia să fie acolo. Dar, zice, să vede că cel ce le rânduiește le și cârmuiește. Deci ea n-avea de luat în grădină, la Meca avea de luat, dar a venit să vadă de ce a întârziat. Și tocmai el s-a și grăbit să ajungă. Deci iată cum este și cu averea și cu moartea. Deci atunci când Dumnezeu voiește să și biruiește rânduiala firii, dar și când Dumnezeu voiește să și îndreptățește și cere iertare, adică își justifică față de cei din jur, că așa spune Dumnezeu undeva, pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești. Adică, mulți îl judecă pe Dumnezeu și îl nedreptățesc spunând, și asta știm noi din societate. Părinte, zice, un singur lucru să vă rămână clar, zice, eu vin la biserică și sunt credincios, dar de când mă știu și de când știu, dreptatea niciodată, zice, n-a fost, zice, numai răul, zice, a fost deasupra. Da, și Dumnezeu știe treaba asta. Dar este un rău trecător care se spală cu învățături care nu sunt destul de eficiente. Și atunci Dumnezeu ce face? Ca să îndreptățească câteodată și să aibă un fel de iertare în fața celor necăjiți, vine și miluiește pe cei necăjiți și iubește pe cei drepți și se răzbună pe cei păcătoși, dar nu cu mânie, ci cu dreptate. De aceea unul plin cu bani moare astăzi aici, unul plin de averi moare mâine dincolo și unul nu știu care moare poi mâine dincolo. Când se scufundă un vapor,
Nu se ține cont de cine este în el și ce valoare are încărcătura. Dumnezeu n-a cerut, n-a fost Dumnezeu niciodată tras la răspundere de ce s-a întâmplat aia sau aia. Când se prăbușește un avion, nu este nimeni întrebat dacă vrea sau dacă nu vrea. Când se tamponează o mașină, când se neacă un om, când se electrocutează și toate ale vieții care vin așa de moarte năprasnică, ferește pe robul tău, spune Isaac Sirul, părticica aia mică care v-am dat-o la foarte mulți ca să o citiți pentru o moarte bună. Deci, Dumnezeu nu te întreabă, ci unde se biruiește rânduiala firii și prisosește păcatul, Dumnezeu prisosește cu dreptatea. Și în felul acesta, bogații care și-au făcut hambare, le spulberă. Și Sfântul Vasile cel Mare vine în ajutor și spune, zice, bogații și-au făcut testamente, bogații și-au făcut acte pe averi, bogații și-au făcut împuterniciri încă din viață, dar nu vor lua plată după moarte. De ce? Tot o întrebare a unui creștin, zice, părinte, zice, Dumnezeu nedrept fiind într-o oarecare măsură, zice, dacă ăștia păcătoși sunt răi, de ce nu-i pierde definitiv? Păi nu-i pierde definitiv, că dacă ai fi trăit veșnic, veșnic te-ai fi îmbogățit, veșnic ai fi călcat săracul în picioare, veșnic l-ai fi înșelat, veșnic l-ai fi furat, veșnic l-ai fi osândit și așa s-a ajuns, deci așa s-a ajuns la perioada de sclavagism, când omul exploata pe om, și omul prigonea pe om, ceea ce lui Dumnezeu nu i-a plăcut și etapa istorică s-a depășit. Și s-a intrat apoi într-o etapă în care lumea a crezut că va merge pe o etapă egală. Dar egalitatea și moralitatea în doctrina lor au fost corecte, că oricine citește marxist și leninist și materialist dialectic vede că acolo toți erau una, cum e astăzi comunismul în China sau nu știu mai pe unde, sau în Coreea. Dar ce se întâmplă? Și acolo, la rândul lor, cum spune Teoclid Ionisiatul, verigile murdare fiind, s-au călcat legile morale și iarăși cei puțin bogați s-au suit în capul celor mai puțin bogați, iar cei bogați de tot s-au suit și au călcat în picioare pe cei săraci. Și s-a format dintr-o etapă feudală sclavagistă, o etapă comunistă. Și apoi, după etapă comunistă, a urmat, din nou schimbând istoria, mersul și nedreptățile, fiind gârlă și săracul nerăbdând și Dumnezeu neuitându-l, a adus din nou o altă etapă, crezând că iară va fi bine. Și iarăși i-a lăsat și iarăși au căzut și iarăși s-a ajuns la capitalist sau la burghezie mai rea decât în comunism. Adică ce se întâmplă? Omul lăsat din frâu de Dumnezeu își face de cap și uită ce vrea de la viață. Omul pierdut de Dumnezeu din evidență, nu că le lasă Dumnezeu și nu știe ce-i cu noi, ci ne lasă să vadă până unde duce prostia umană. Ei, s-a văzut până unde duce prostia umană. Unii nu mai știu ce să facă și ca drept dovadă că se plictisesc, mor de plictiseală și mor în adevăratul sens al cuvântului. Se sinucid, se spânzură, se neacă, se înjunghe, se otrăvesc, să sugrumă unul pe altul, dacă au văzut că nu merge nici așa, s-au însemnat ca boii unii pe alții, adică temându-se de acum cei mari, tot de cei mai mari, au inventat tot felul de metode care dumneavoastră le știți și le ascultați și le purtați în popor prin aceste povești, adică eu le spun povești în felul lor, fiindcă povești sunt, că Dumnezeu râde de ele. Au început să facă fel de fel de aparaturi electronice, au început să facă fel de fel de celule fotoelectrice, fel de fel de celule electronice, care să îi repună omului prin cap, prin gât, prin picioare, prin papuși, prin haine, prin buletin, prin legitimații. Deci, tocmai ca să-l aibă sub control. Deci, cel mai bogat să se teamă de cel bogat, iar cel bogat să se teamă de cel mai bogat decât el. Și s-a făcut o luptă a puterii, în care săracii de-abia trăiesc și își duc zilele și spun boda proste că nu-i mai rău și-i bine așa, iar cei bogați se plâng mereu de neajuns. Și atunci, când se ajunge la un dezechilibru de genul ăsta, deci când se ajunge la un dezechilibru de genul ăsta, cei prea bogați și cei prea sătui și cei prea ieșiți din normal vor să facă un lucru. Vor să distrugă partea morală și a celor de jos. De ce? Să miră de ce săracul tace.
Să miră de ce săracul se roagă. Să miră de ce săracul nu-și pierde nădejdea. Să miră de ce săracul se închină. Să miră de ce săracul mai dă un pomelnic la biserică sau pune o pâine la mor pe masă sau de ce mai dă o milostenie la vecin sau îi mai dă o bucată de pâine și o cană de apă. Și ce spune? Nu se poate, dacă eu care am și nu dau, cum ăsta să dea? Și atunci încearcă acel element de constrângere, deci încearcă acel element de constrângere, prin care, cum spune Duhul Sfânt în Psalm, au încercat să ferme locașul lui Dumnezeu cu topoare și săcurii, crezând că dacă au stâns praznicul lui Dumnezeu de pe pământ, cine va mai zice cine ne este nouă Domn? Spunem Psaltire. Asta e în judecatisma 10 sau 11, nu știu exact la care. Dar n-a rămas așa. Când au crezut că vor desființa biserica, când au crezut că vor desființa credința, când au crezut că îl vor anula pe Dumnezeu, crezând că ei sunt mari și tari, le-a venit căderea. Și cum le-a venit căderea? Exact cum spune David la Psalm. Ca dobitoacele s-au coborât în iad și focul și iadul sunt casa lor în veacul veacului. Deci nu rabdă Dumnezeu unde se biruiește cu prostia omenească peste dreptatea dumnezeiască. De ce? Pentru că iarăși vine o vreme când bogații se cutremură și se înspăimântă și se tem, și lucrul ăsta îl știți frumos de la radio și televizor, vedeți cum se minciunesc unii pe alții și tot cer și mereu spun dosare de la revoluție, dosarele de la corupție, dosarele de la inamici, de la invadatori, de la infractori. Dar ei sunt toți o masă de infractori care se scarpină unul pe altul și duc pe cei slabi cu vorba, crezând că dacă ăștia mai citesc din ziar senzații, chestiuni din astea, ați văzut ziarul poliției cu tot felul de prostii, deci exact ca să-ți încânte mintea, să-ți blameze rațiunea, să-ți forțeze conștiința, să o pătezi forțat. Deci dacă nu te duci tu să tragi de femeie pe stradă, sau dacă nu te duci să curvești, măcar la ziar să vezi curvie, măcar în televizor să vezi curvie, măcar în radio să vezi curvie, adică să te spurce, să te facă în rând cu el. Și dacă nici aceasta nu ține, atunci să trece la metode cu forța. Iar metodele cu forța nu sunt altceva decât ceea ce Mântuitorul spunea și eu am adăugat la Evanghelia de astăzi, cum va fi sfârșitul? Sfârșitul nu va fi în afară. Nu va fi o zi în care se va vedea venind Fiul omului. Nu va fi o zi în care veți vedea pe Dumnezeu venind. Ci precum fulgerul de la apus la răsărit despică cerul și invers, așa va veni Fiul omului, se va arăta semnul crucii pe cer și va începe judecata nenorociților și judecata binecuvântaților. De ce le spui nenorociți? Că și blestemați de Dumnezeu, pe lângă că i-a creat, nu-i cunoaște. Dar cei binecuvântați, săraci fiind sau flămând sau steniți sau plângând sau prigoniți, văd împărăția lui Dumnezeu venind cu putere multă. Și le-a spus, nu-i aici sau dincolo, ci înăuntru vostru. Deci vezi că fiecare om este chemat să se golească pe sine? Hambarul inimii, hambarul sufletului, hambarul pântecelui să fie golit de tot ce este în plus, iar acolo în hambarul sufletului să intre rugăciune, în hambarul sufletului să intre bunătate, să intre curăție, să intre dreptate și în clipa când acest hambar este căptușit cu aceste fapte bune, Dumnezeu să vină să-și ia pretendentul la odihnă veșnică. Pentru că dacă cineva ar spune că nu e adevărat sau că se minte ceea ce se spune sau că vorbim vorbe colorate, pun o singură întrebare. Care este diferența dintre unul? Care este diferența dintre unul care, asta este întrebarea esențială a bogaților de azi și a săracilor de mâine, care este diferența dintre un șomaj de 200.000 și un salar de 10 sau de 15 milioane? Asta e o întrebare care vă puneți acasă singur și îi dați explicația. Deci așa se deosebesc cei care și-au mărit hambarele și așa se deosebesc cei ce vor moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Deci cei care au vândut averile și au urmat lui Dumnezeu. Nu le-au vândut rămânând pe drumuri și biserica, ați văzut, nu îndeamnă la aiureală. Biserica este împotriva celor care nu respectă familia, biserica este împotriva celor care nu-și cresc copiii, biserica este împotriva dezmățului, biserica este împotriva mizeriei, biserica este împotriva desfrâului, biserica este împotriva corupției, adică nu corupția care se face, asta ce se face afară nici dracul nu mai desface. Dar la chestiuni de lege sufletească, să te minți unul cu altul, să te înșeli unul cu altul,
să te trădezi unul pe altul, să te vinzi pe la spate unul pe altul. Păi noi n-avem ochi sufletești, că suntem păcătoși. Dar dacă ne-am vedea noi între noi, mergând pe stradă, ajunși la oarecare desăvârșire, să vedem câți din cei care astăzi sunt prin biserici sau se roagă, cândva nu umblau pe la uși să asculte și să iau o simplă informație, să o ducă pentru un 400 sau 300 de lei la salar și să primească de acolo un venit că a părit pe fratele lui că l-a auzit că a luat carne de găină nu știu de unde și ulei nu știu de unde când nu se găsea. Sau că cu tare a spus nu știu ce împotriva nu știu cui, sau cu tare a spus nu știu ce împotriva nu știu cui. De ce vă spun lucrul ăsta? Nu trebuie să avem încredere în noi ca oameni, numai ca creștini. În om este nebun cine își pune încrederea. În om este nebun cel care se bazează. Numai pe faptele creștine ne putem baza. Când vezi un mort neîngropat sau lepădat și n-are cine să-l îngroape și 5-6 creștini pun mână de la mână și îi fac un coșciuc și îl duc în groapă, aia e o faptă creștină, nu la om să te încrezi. Când vezi un flămând pe stradă și i-a scos o pâine din sacoșă și i-a dat, în ăla să te încrezi. În ăștia care vorbesc, în ăștia care dau replici, în ăștia care cred că învârt pe degete legile lumii, în ăștia nu trebuie să te încrezi. Pentru că legile lumii le-a făcut Dumnezeu și ele sunt una cu legile firii. De-aia să spunem popor, zice, a fi om e lucru mare. Pentru că și oarecare filozof îmbla cu felinarul și a întrebat, zice, tu ce faci, mă? Caut un om. Păi zice, cum caut un om? Zice, dar ce să-și lauzi de lângă tine? Ăștia sunt întuneric, eu vreau un om care umblă ziua. Deci, noi trebuie să vedem în aproapele nostru un om. Dar ce fel de om? Un om adevărat. Știți povestea lui Hagi Tudosii care a murit cu zama lângă el. Știți atâtea povești din filme, din cărți, din citite, din văzute, din auzite, din procese, din judecăți, în care se vede omenia până unde duce. Bărbatul e în stare să-și zugrume femeia. Mama e în stare să-și zugrume copilul sau și invers. Socru sau soacra este în stare să-și zugrume nora și așa mai departe. Deci ăștia nu sunt creștini, fraților. Biserica tocmai de-aia cade. Biserica tocmai de-aia coboară. Biserica tocmai de-aia se pustiește, pentru că cu oameni de aceștia are de-a face. Deci nu s-a ajuns nici acum în libertatea creștină, când vorba aia nu te mai întreabă nimeni chiar de nimic legat de religie și nu ți-are nimeni grija, să vezi oameni care cu adevărat se pocăiesc. Poate nu-i cuvântul pentru cei care sunt de față, că ăștia își caută de păcatele lor, dar sunt alții care n-au auzit de biserică, sunt alții care încă nu vor să audă. Și mai mult decât atât, sunt alții care caută prilej să denigreze biserica și prin ce metode. Am citit mai zilele trecute un articol, mii de preoți care au fost în slujba securității. Dar mă întreb, nu și danii cei nenorociți din comunism i-a admis în biserică și a forțat să fie hirotoniți sau să fie puși acolo în diferite slujbe și să mintă? Așa cred că este. Deci ei i-au infiltrat și acum ei vin să dezică biserica. Dar omul care este competent și conștient și la țară și la oraș a știut întotdeauna să-și aleagă preotul favorit sau preotul de familie. Că nu s-a dus nimeni cu neîncredere sau nu s-a dus nimeni cu suspiciune la un preot pe care l-a cunoscut să se spovedească și apoi să aibă greutăți. O fi fost un caz, 20, 15, 20, dar au fost puse intenționat. În biserică a fost tot timpul o luptă. Biserica a fost dușmanul de temut al întregului capitalism, a întregului catolicism, a întregului apus, a întregului protestantism, a întregii rupturi sectologice din lume. Sectele când aud de biserică se îmbolnăvesc. Sectele când aud de Sfânta Liturghie turbează. Sectele când aud de creștini să neacă, nu-și pot înghiți hrana. De ce? Sunt ca acei lupi nesătui și sunt ca acei nenorociți care se simt încă jicniți că sub ochilor, sub averile lor, sub banilor, sub metoda lor de corupție, nu reușesc încă să corupă lumea creștină obișnuită și săracă. Și dacă m-am bucurat de un lucru și mă bucur, și anul acesta de cuvioasa Parascheva, într-adevăr,
S-a văzut că încă este lume creștină. Ori a fost ploaie, ori a fost frig, ori a fost necaz, să îmbulzeau oamenii acolo să se închine la cuvioasa Parascheva și pe frig și pe ploaie. Deci nu s-au lepădat de biserică, netemându-se că vor muri de foame sau că, neavând cu ce mânca, nu vor avea cu ce trăi. Au luat ultimul ban de unde l-au avut și l-au adus acolo și au plătit trenul ca să se închine la moaștele cuvioasei Parascheva sau să ia o floare sfințită sau o vată sfințită și nu s-au dat bătuți ca aceste lepădături, ca aceste javre care sunt altceva decât trădători de țară și de neam și de credință, pentru că dacă s-ar scula întreaga ceată mușatină de la Bogdan și până la ultimul Antom și al nouălea Ștefan Mușatin din speță de mamă, dacă s-ar scula să-i vadă, i-ar omori pe toți, n-ar rămâne niciunul. Unul n-ar rămâne, pentru că creștinismul nu s-a apărat cu sectari, creștinismul s-a apărat cu sabia, cu crucea, cu spovedania, cu preotul, cu episcopul și cu slujba bisericii. Așa au făcut toți voievozii și toți cinstitorii de Dumnezeu drepăritori creștini. Iar un creștin copt la minte, un creștin întreg la cap, un creștin lucid din toate punctele de vedere, nu se lasă corupt de mizerile jidovești să creadă că denigrând biserica cade Dumnezeu. Nu e adevărat. Biserica se ține prin credința poporului. Evlavia fiecărei babe care își face pravila sau canonul. Evlavia fiecărui copil care se împărtășește. Evlavia fiecărei milosteni, fiecărei cărți citite. Evlavia fiecărei rugăciuni sau lumânări aprinse. Evlavia fiecărui sfinte liturghie ascultate de 10, de 100, de 1000 sau de 30.000 de oameni înseamnă credință în popor și nu se cântărește cu bani, nu se cântărește cu cecuri, nu se cântărește cu praf de piatră, nu se cântărește cu marmură, cu mozaic, nu se cântărește cu aur, nu se cântărește cu ajutoare, nu se cântărește cu dolari, ci se cântărește cu virtute. Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul, întărirea mea și scăparea mea și Mântuitorul meu, spune mai departe în Sfânta Liturghie, exact la simbolul de credință, cel mai suprem act lăsat de Sfinți Apostoli și prin sinoade întărit, adevărata credință creștină. Deci, când bogații ajung să-și piardă mintea, nu fac altceva decât ajung la secte. Când săraci ajung în culmea disperării și n-au credință în Dumnezeu, ajung la secte. Mulți s-au dus la secte și au făcut trafice întregi de bani, de materiale, de lucruri slabe și n-au făcut altceva decât să moară și sufletește și trupește. Că țara e la fel de frumoasă și la fel de sfântă și la fel de bogată și cu 100 de cărți de sectari și cu 1000. N-o să se supere Dumnezeu că sunt niște hardughii din cărămidă făcute prin sate sau prin orașe în care nebunii strigă la un Dumnezeu necunoscut, dă-ne salam, dă-ne bani și dă-ne să călcăm totul în picioare. Deci, acolo unde se jerfește trupul și sângele lui Hristos, acolo unde preotul stă în veșminte și slujește Sfânta Liturghie, sau episcopul îți face o dezlegare sau îți ține o slujbă arhierească, acolo e darul lui Dumnezeu și succesiunea apostolică. Luther și Calvin au fost tata dracilor. Dracii din iad n-au avut tată și mamă. Ei au fost creați de Dumnezeu ca îngeri buni. Și au căzut și apoi, ca să aibă dracii o întrupare pe pământ, un fel de semne de antichriști, au fost Luther și Calvin. Exact tata dracilor. Calvin și Luther au născut dracii cei mai nenorociți de pe fața pământului. Draci teologi și draci arhiconi care au semănat numai nenorocire și numai scârbă și numai rușine în națiunile creștine. Grecia îi urăște cu desăvârșire, nici nu vrea să suporte sectarii ei, prea puțini sectari au și nici nu îi tratează, cred că ar fi în stare să le și bombardeze casele de sectari dacă i-ar prinde în Grecia cu așa ceva. Biserica rusă, la fel, a fost și ea cândva cinstită și drept slăvită prin cea mai mare putere de sfințenie. Avem curentul paisianist de la Neamț și apoi mănăstirile Optina și toate celelalte. Citiți voi comorile pustiei sfinți din aia, deci ruși, care au ajuns numai la Pecers, ca sunt nu una sau două, cum e la noi, cuvioasa Parascheva sau Ioan cel Nou sau Calinic de la Cernica. Zeci de sfinte moaște pe care Stalin, jidanul cel nenorocit, le-a ars în foc, crezând că vor arde și aurul s-a topit și sfinți au rămas întregi. Deci cum s-a proslăvit puterea lui Dumnezeu și așa se ține.
un sfânt, dacă ar vrea și ar avea bunăvoința de la Dumnezeu, sau însuși cuvioasa Parascheva, un semn dacă ar face și ar vrea îngăduință de la Dumnezeu, dispar toți sectarii, crap odată, ca, exact ca puii de găină nevaccinați, care fac cobră. Deci, odată se curăță. Ați văzut în Egipt când a venit Arhanghelul Mihail, în timpul plăgilor lui Faraon. Au murit toți întâi născuți. Exact așa Dumnezeu, când vede că se prisosește răutatea, odată trimite plaga și ăștia se curăță ca gândacii de Colorado, de la sine. Deci, biserica va triumfa pe trei mari mărturii. Forțile iadului nu vor birui în veacul veacului, nici bârfa, nici propaganda, nici mizeria, nici denigrarea, nici mizerile aduse la ușa bisericii de creștini plecați la alte secte, de creștini plecați la alte culte. Nu e adevărat. Pot să bârfească cât ar vrea și cum ar vrea. Dumnezeu rămâne sfânt și curat și El moaie inima creștinului și o îndreaptă spre Dumnezeu și El nu se pierde niciodată. După aceea, nu te teme, turmă mică, că Domnul a binevoit întru tine. Iar al treilea verset și mai frumos, Mântuitorul a spus, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Unde credem noi că am rămas singuri și nu mai știm ce să facem și vai de mine ne grijim că ce o să mâncăm și ce o să bem sau ce o să se mai întâmple, măi fraților, acolo lucrează Dumnezeu și pe toate cele neputincioase le face tari și pe cele tari le face neputincioase. Nu mai trebuie să aveți grijă. Trebuie să aveți minte. Trebuie să aveți credință și trebuie să aveți curaj. Laicatul social nu-i pus să vină în biserică să trântească o pâine și o lumânare la morți și un pomelnic la vii. Laicatul social nu înseamnă prozelitism. Mamă, văr, soră, cumnat, băi omule, du-te, te spovedești, du-te, te cuminică, du-te, spune-ți păcatele, du-te, roagă-te, du-te, închină-te. Adică voi, pentru cei din familie, trebuie să fiți un îndemn și trebuie să fiți un impuls, că ei se întorc, câte o leacă, câte o leacă, cum v-am spus și data trecută, nu toți deodată. Bărbații cred mai greu, dar care cred, cred pentru totdeauna. Femeile cred mai ușor, dar cad mai ușor. Adică, deci nu trebuie căzut în disperare. Biserica are tot timpul arme să se apere împotriva răufăcătorilor. Când armele materiale și pământești nu mai lucrează, adică postul, rugăciunea și tot ce a lăsat Dumnezeu pentru oameni să se apere de rele, vine puterea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt care toate le sfințește și le curățește și le mântuiește. Deci asta trebuie să vă rămână în minte. Cea mai mare armă a bisericii creștine de răsărit și asupra bogaților, și asupra nesătuilor, și asupra sectarilor, și asupra răufăcătorilor, și a ateilor, și a necredincioșilor, este arma Duhului Sfânt, care, cum spune Isaia, săgeți bine țintite care vor lovi la țintă. Și de năprasnă vor pieri. Și așa spune David în Psalm, cumplită este moartea păcătosului. Într-un suspinuri și îndureri s-au sfârșit anii lui. Pierita pomenirea lui cu sună, vei căuta locul și nu-l vei afla. Deci iată câte mărturii din Sfânta Scriptură care trebuie să ne țină treji. Iată câte mărturii din Sfânta Scriptură care arată clar că nici hoția nu o să desfințeze biserica, nici curvia nu o să desfințeze biserica, nici beția nu o să desfințeze biserica, nici comunismul nu o să desfințeze biserica, nici capitalismul nu o să desfințeze biserica, nici nepăsarea și lenea oamenilor nu o să desfințeze biserica. Că unde vroiește Dumnezeu să rânduiește, să biruiește rânduiala firii? El care a trecut prin ușile încuiate, El care s-a coborât în chip de prunc în pântecele Fecioare, El care le-a vorbit apostolilor și i-a luminat, i-au vorbit în toate limbile pământului, El care a înviat și a dat piatra jos de la mormânt, El care a fost un prunc de putincios și s-a ascuns de Irod ca să nu fie tăiat, să arate că din calea celui rău să te ferești până Dumnezeu îl biruiește. El care a fost de față când David l-a biruit pe Goliat și El care a fost de față când tot poporul lui Israel s-a lepădat și l-a răstignit, nu și-a pierdut firea, ci a spus, iartă-i Doamne că nu știu ce fac. Ori dacă o fecioară smerită și nepăsătoare și liniștită, doar în rugăciune și în petreceri duhovnicești la templul lui Solomon, că suntem la praznic cu intrări în biserică, a fost în măsură să biruiască toate puterile cerești și să țină pe Dumnezeu în ea, unii nu cred, o iau în râs, dar n-au decât.
Deci să țină pe Dumnezeu în ea și apoi să-L dea lumii întregi, înseamnă că și biserica păstrează tainic în trupul ei și în inima ei și în ea însăși bogăția și comoara nesecată. Îl păstrează pe Hristos și îl dă celor care cred. Cui steaua le luminează cărarea până la Ierusalim, până la altar și vin și să împărtășesc, Hristos să descopere. Unde e roză mincinoși, vin și vor să taie pruncul, nu se întâmplă lucrul ăsta. Știți de ce nu se întâmplă? Pentru că atunci când vine un necredincios, cum au fost vremurile vechi, securiști și mari afaceriști și mari bandiți de partid care încercau să facă rău, lumina Dumnezeu și Duhul Sfânt să nu se cadă în extremă. Lumina Dumnezeu să se repare problema. Și ați văzut, s-a rezistat și s-a trăit și s-a continuat și s-au zidit și biserici și s-au împărtășit și oameni și s-au cununat și copii și s-au botezat și tineri și s-au făcut și înmormântări și nunți și de toate. Tradiția n-a fost știrbită. Și poporul, cu cât a fost mai umilit, cu atât s-a rugat mai profund. Că dacă am fi trăit în vremea din trecut, nebuneala de acum, sunt sigur că niciodată nu ne mai pocăiam. Totuși, deși a fost greu, a fost pe undeva semnalmente un impuls în plus de rugăciune. Să ruga omul să aibă o bucată de pâine, să ruga omul să aibă o leacă de lucru, să ruga să nu îmi fie mai rău mâine ca poimâine și Dumnezeu, ascultând rugăciunea, i-a scos din impas. Ei, așa se iese din impas de fiecare dată. Nu cum a spus unul, acum zilele trecute, ce lasă-mă, părinte, cu sfinții voștri, că te mănâncă sfinții până ajungi la Dumnezeu. Sfinții voștri din Parlament vă mănâncă, nu a noștri din biserică. Sfinții voștri de la legile sociale vă mănâncă, începând de la cel mai mic paznic de primărie până la cel mai mare de sus, de acolo, de la Căpătâi, de la București. Aia vă mănâncă, aia sfinții voștri care vă mănâncă picioarele. Ai noștri din biserică nu ne mănâncă. Ai noștri ne ajută să ne întâlnim cu Dumnezeu. Deci cine crede în Sfinții lui Dumnezeu ajunge în rai. Cine se încrede în Sfinții pământești și crede că cu pile și cu relații va intra sau va ajunge la o odihnă sau la o liniște oarecare, nu ajunge nicăieri. Asta nu e o glumă sau nu e o ofensă, dar vreau să spun, omul care crede că numai cu banul și cu materia și cu mintea lui face totul, ăla nu-i om, ăla și-a pierdut simțul uman. Iar cine mai crede în Dumnezeu, ajunge să vadă că Dumnezeu hrănește și mirați-vă de un lucru. M-am uitat într-o singură zi la o întâmplare, vă spun și vouă, pare o glumă, dar este frumoasă. O sticlă cu niște vin uitată în ea de la parastas a rămas undeva în pridvor, vreo 3-4 zile. Și fiind călduț afară, s-au făcut un milion de musculițe. Când i-am scos dopul ăla așa, au năvălit numai gâzulițe afară de tot felul. Și m-am gândit, zic, iaca cum le hrănește Dumnezeu și pe astea. A stat dopul ăla pus, s-a strecurat una cum a putut pe lângă dopul ăla nepus bine, s-au ouat acolo, s-au fertilizat și a ieșit un milion de musculițe. Oare nu poate Dumnezeu să facă la fel dacă într-un 2 grame de vin binecuvântat la parastas s-a făcut atâta suflare de viață? Nu poate Dumnezeu să îndrepte lumea și să dea tot ce trebuie? Exact la chestia asta mă gândeam. Numai omul nu se încrede. Omul care are și chipul lui Dumnezeu, omul care are și suflet de la Dumnezeu și nemurire de la Dumnezeu, numai el nu crede. Și alea s-au mulțumit acolo în colțul ăla să trăiască liniștite și dansau așa frumos și zburau, erau așa de mulțumite că s-au văzut la lumină. Deci iată câtă lucrare are Dumnezeu și se proslăvește din cele mici și noi nu le vedem pe cele mari. Sau mă uitam într-o zi în copil, de să vă spun. Morale, nu din vechea, de cum era în vremea aceea. M-am uitat la toți câinii ogari, la toți câinii ogari care umblă aiurea. Și am zis, uite cum îi hrănește Dumnezeu. Unul fură o coajă de pâine și era unul mai înțelept, s-a învățat că este parastas. Și în cursul săptămânii nu venea. Dar în fiecare duminică venea și sta la ușă și își primea mâncare. Și ce a făcut? A luat o coajă de pâine și s-a dus și a îngropat-o în zăpadă. L-a murmărit să văd ce face. Ce a zis? Până duminica viitoare e vreme, nu mănânc prea mult astăzi. Deci și pe ăla Dumnezeu îl hrănește și trăiește. Numai omul se teme că moare de foame. Deci noi nu ne dăm seama câte minunății are Dumnezeu pe fața pământului.
El știe și când să fie blând, și când să fie bun, și când să fie drept, și când să ne dea bogăția, și când să ne dea scârba, și când să ne dea necazul, și când să ne dea boala. Dar noi nu știm odată să zicem mulțumim pentru toate, sau slavă ție, Doamne, sau bine că e așa, sau mulțumesc-ți de toate cele rele și dă-mi-le și pe cele bune. Sau cum spunea un sfânt părinte, 6 ani degeaba am să mă rog ca al 7-lea să primesc. Deci, Dumnezeu întârzie, dar nu uite. Deci mesajul Evangheliei de azi este ăsta. Îmbogățiți-vă în Dumnezeu unde sufletul se bucură veșnic și lăsați bogăția materială lucrând-o cu dreaptă socoteală, că unde molia și furiile strică nu folosește la nimic. Unde-i comoara, îi și inima. Și cu asta vreau să închei. Un bătrân din Pateric, crezând că va veni o vreme și va fi bătrân și nu o să aibă cu ce să moară, și-a pus sub așternutul lui de la chilie câțiva galbeni și i-a acoperit într-un ulcior și n-a spus până la moarte duhovnicului că el îi are acolo. Și când a murit, se tot văita și se perpelea și nu știau ce au ăștia. Și făcând curat, au găsit banii. Dar un om cu discernele al pustiei a spus, zice, pentru că a avut votul sărăciei și trebuia să se încreadă lui Dumnezeu, zice, cred că va lua pedeapsă. Și a zis, unde e inima lui și comoara lui? Duceți-i banii la mormânt. Și i-a pus acei bani și i-a îngropat pe mormântul lui. Și a venit foc din cer și a mistuit și banii și mormântul și a rămas în urmă o gaură urâtă, șoputoare și un glas din cer s-a auzit. Nimic necurat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Da.